seara, dragi telespectatori, dragi prieteni și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Seara Bună din Bihor. Sunt Sânziana Toader Adelean și ca de fiecare dată aduc în casele dumneavoastră povești frumoase ale invitaților mei. În această seară am alături de mine un invitat de seamă din zona Clujului, din zona mea. Un artist care s-a remarcat prin autenticitatea sa, care iubește cântecul, portul și tradițiile noastre românești. Bună seara și bine ai venit în Casa Bihor TV, Nicolae Turcu! Seara bună din Bihor! Mulțumesc, Sânziana, pentru invitație. Doamne ajută și dumneavoastră tuturor celor care ne urmăriți. Și știu că ne urmăriți pentru că Bihor TV a început să fie deja o televiziune cunoscută aici la mea și mă bucur să se întâmplă lucruri minunate aici. Mulțumim frumos! Și sunt astăzi aici. Mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră. Bucurie. Nicolae, tu n-ai venit singur, ci însoțit de grupul pe care tu îl coordonezi, un grup de tinere frumoase și talentate. Te rog să-mi spui cum a început povestea acestui grup, cum a început totul? Am să-ți răspund printr-o maximă la care eu țin enorm de mult. Nu mi-am propus să mor bogat, ci să trăiesc fericit. Iar pentru mine fericirea înseamnă să ofer din puținul meu sau din cunoștințele mele dobândite de-a lungul celor 30 de ani de activitate, să le împart și celor aflați la început de drum. Și m-am gândit să alcătuiesc un grup și iată cele patru flori. Asta este formula actuală a grupului Flori din Apuseni, compus din patru fete frumoase. Cred că ești foarte mândru de acest grup. Absolut. Cu siguranță folclorul rămâne pe mâini bune, zic eu. Da, da, și este imperios necesar ca noi, cei cu oarecare experiență, să învățăm pe cei care doresc să pășească în lumea asta minunată, dar plină de obstacole a cântecului și a tradițiilor populare românești, să învățăm să-și crească un drum corect și drept. Și apoi și păstătim, Dumnezeu știe. Dar noi să punem cărămidea de temelie așa cum trebuie. Așa este. Aș vrea să vorbesc cu fiecare dintre aceste tinere frumoase. Uite, dau un microfon aici în partea dreaptă să-mi spui cum te numești. Bună seara, mă numesc Andra Mozovan, vin din Cluj-Napoca și am 14 ani. Și cum este să lucrez cu domnul Nicu? Este o foarte mare onoare să lucrez cu domnul Nicolae Turcu. A fost dorința mea de o grămadă de timp și a devenit realitate. Frumos! Mergem mai departe la o domnișoară mai mititică. Cum te numești? Bună seara, mă numesc Crișan Catinca, am 9 ani și vin din Cluj-Napoca. Din Cluj-Napoca. Și îți place că să faci parte din acest grup, Flori din Apuseni? Tot timpul mi-am dorit să cânt. A fost odată când am fost la filmări cu doamna Georgiana Lobon și datorită dânsei am reușit să descoper calea muzicii populare. Bravo, felicitări! Și îți place, așa-i? Ador asta. Ador. Frumos, frumos. Mergem mai departe, în partea stânga mea. Dacă vă rog să-i dați un microfon domnișoare din partea stângă. Cum bună te seara, bună mă seara. Numesc Sandor Ariana și am 15 ani și vin tot din Cluj-Napoca. Îți place să cânti? De când faci parte din acest grup Flori din Apuseni? Din grupul Flori din Apuseni fac parte de 2 ani și puțin și înainte am mai cântat mai mulți ani și de acolo mi-am început cariera muzicală. Aveți și studii în domeniu? Ați făcut școală populară de artă sau doar cu domnul Nicu vă pregătiți? Nu, doar cu domnul Nicu ne pregătim. Următoarea domnișoară. Bună seara și bine v-am găsit! Mă numesc Paula Roberta Pașca și am 15 ani. Tu de cât timp faci parte din acest grup Flori din Apuseni? Tot așa de 2 ani. Și cum este? Îmi place foarte mult și este o onoare foarte mare. Aveți mult de lucru? Aveți spectacole, evenimente? Da. Mergeți peste tot? Da. Ați mai fost și la noi la Oradea anul trecut, la filmările pe care le-am realizat de Paște. Da. Și v-a plăcut? Da, de se pare că da, ați revenit și v-ați reîntors în Casa Bihor TV. Deci vă place să lucrați cu domnul Nicu? Cum este ca profesor? Păi vă dați seama că este un profesor foarte bun, de aceea l-am ales pe dânsul și ne place foarte mult să lucrăm cu dumnealui. Și continuați tot așa, nu? Da.
cu dânsul. Nicolae, acum să aflăm câte ceva despre tine. Cu tine o să povestesc mai mult în seara aceasta. Tu ești deloc din Someșul Cald. Spune-mi ce a reprezentat pentru tine satul copilăriei tale, pentru că el acum nu mai există, din câte știu eu. Așadar, vin din Someșul Cald, un sat superb aflat la poalele munților Apuseni, care din păcate din 1982 a fost demolat. În locul vechiului sat s-a format un lac pentru acumulare, de unde toți clujenii și nu numai, chiar și orașele limitrofe, sunt aprovizionate cu apă potabilă. Am mai rămas câteva case pe coama dealului, chiar și mama mea, după ce a ieșit la pensie, s-a reîntors acolo și a făcut o căsuță mică, dar primitoare și plină de frumos. Acolo, în vatra satului. Acolo s-a construit barajul Tarnița. Nu, barajul Someșul Cald. Tarnița este în spate. Acolo sunt trei baraje, cel de la Gilău, Someșul Cald și Tarnița, după care Beliș. Iată că de asta am omis. Îți mai amintești ce obiceiuri și tradiții aveați pe vremea aceea? Și dacă se mai păstrează în zilele de azi? Mereu am spus că sunt extrem, extrem de privilegiat că am făcut parte din acea generație de oameni sau de artiști, în cazul nostru, care au crescut la sat. În vremea copilăriei, pentru că am stat până la 9 ani și de atunci satul nu mai există, dar tot timpul în sufletul meu de aici n-a ieșit nici măcar o secundă. Așadar, în copilărie, ce pot să-mi amintesc decât de sărbătorile de iarnă, mersul cu Steaua, băieții, Colinda. Cu Corinda mai târziu, iar de Paște la noi nu era obiceiul ăsta cu mersul laudat, cu un obicei împrumutat de la Austro-Ungare, care s-a împământenit și la noi cumva. Nu este un lucru rău, dar nu este a nostru. Deci la noi nu se mergea cu... Dădeam cioc, așa spuneam noi. Mergeam cu ouăle, da? Cum a început pasiunea ta pentru muzica populară? Cum ai început să cânti? Dintotdeauna mi-a plăcut să cânt. Chiar și când eram acasă, când eram micuț, iar spectatorii erau animăluțele din ogradă, pentru că eram și acum sunt foarte, foarte timid. Am o timiditate excesivă și... Ce zodie sunteți? Geamăn. Ca și mine. Despre asta e vorba. Cea mai sensibilă zodie. Cea mai sensibilă, da. Zodie. Și de neînțeles ar zice unii, dar nu le dăm crezare. Bun. Așadar, fiind foarte timid, nu cuchezam, nu îndrăzneam să cânt în fața oamenilor și atunci... Momeam găinile cu cucuruși și cu gruși și ce mai aveam pe acolo, ea le veneau și eu le cântam. Spectatorii. Absolut. Pentru ei erau bine așa cum cântam la vremea aia, nu comentau nimic. Ai avut pe cineva în familie de la care ai moștenit talentul? Bunica din partea mamei, în grija căreia rămâneam deseori când mama era la munca câmpului, tata lucra de luni până vinerea, era tot timpul plecat, așa era serviciu. Și atunci mama să-și poată face treaba în grădină, mi-a lăsat în grijă bunicii și îi țin minte că era momentul acela pe care niciun copil nu-l agrează, culcatul de amiază. Da. Și mama a rezolvat mai ușor, că vine cu râzâca și vrând dormeam, dar buna era mai milosă și tot cânta. Și mi-a spus după ce am mai crescut, că ce mă copile, atât am mai putut face să cânt, eu ce pot să-mi placă și mie acum și ce. Când începeam să cânt, te liniștea și atunci te cântam până adormeai. Sigur de acolo. De la bunica. Da, în altă parte a tatălui nu. Vreau să-mi spui, Nicolae, dacă îți mai aduci aminte, când ai urcat prima dată pe o scenă și ce cântec ai cântat pentru prima oară? Prima și prima dată la sărbările școlare. Era pe vremea aceea un mare, mare șlagă, nu era din zona noastră, era din Muntenia. M-am născut lângă Carpați, de-a lui Ion Dolănescu, fie iertat. Și aia se difuza excesiv la radio și am cântat două strofe din respectivul cântec. Aia a fost primul meu contact cu scena. Sigur, după ce am venit la Cluj, n-am mai vrut să cânt, era foarte supărat pe viață și pe cei care, pe domni, ca așa le ziceam, pe cei care ne-au străcat satul.
la propriu, pentru că a fost o mână de oameni care nu au refuzat să se mute și au venit cu buldozerele. Și, deci a fost mobilizată armata, soldații le-au luat cu forța din casă lucrurile și i-au mutat la Cluj sau la Gelău după caz. Și cu buldozerul am venit și le-a stricat casele. Am fost martor la, chiar o soră de-a mamei mele a avut parte de o astfel de experiență neplăcută și asta m-a marcat foarte mult. Da. Și întotdeauna când vedeam un bărbat îmbrăcat în costum, îl asociam cu aia de atunci și îl uram. Bietul nu avea nicio treabă, dar în mintea mea de copil așa judecam la vremea respectivă. Care au fost oamenii care v-au susținut și v-au ajutat în cariera artistică? După ce am venit la Cluj în 82, cam la un an și ceva, o soră de-a mamei mele care vine la noi în vizită, ce s-a întâmplat? Din dorința mea de a mai lua contact cu satul, cântam. Și cântam și auzeam pe la bătrânii satului, cu diferite regionalisme, cu diferite, în cântece pomeneau anumite săcătură sau scrinciobe sau nu știu ce, anumite părți din satul nostru. Și îmi era așa de dor să măcar prin cântec să-mi amintesc de satul meu și tot cântam prin casă. Mama își făcea probleme că nu, fiind la oraș, să nu deranjăm domnii. Că, știi cum e? Omul simțit de la țară și bine educat, care a dispărut de acum mentalitatea asta, din păcate. Și o soră de-a mamei mele tot a insistat să mă duc să mă scriu la Școala Populară de Arte, pe vremea aceea, nu știu acum cum se numește. Asta s-a întâmplat abia în 1989. Și v-ați înscris, nu? M-am înscris. Ați urmat școlile. Da, și de acolo, am nimerit peste un dascăl absolut asumat. Doamna Jiman Cristina, iertată, nu mai este printre noi acum. Un dascăl care a fost și un pedagog foarte bun și un părinte foarte bun. Pentru că cele două particularități, dacă nu le are un om, nu poate să îndrume un copil. Trebuie să-l privești și părintește, dar și să fii un pedagog, să știi cum să îl faci pe copil să înțeleagă. Și să prindă drag de cântec. V-a format. Da. Acolo a fost din anul 2, am fost selectat. Pe vremea aceea, Inspectoratul pentru Cultură, nu știu dacă mai există acum sau cum se numește, ei făceau selecția și din fiecare oraș trebuia să meargă doi. De regulă băiat și fată, sau nu neapărat, doi concurenți care să reprezinte orașul. Ne aduna într-o sala vechii primării din Cluj-Napoca și ne punea pe fiecare să cântăm. Și trebuia să avem repertoriu personal. Adică ne motiva cumva să ne creionăm o personalitate artistică, să venim cu ceva inedit, cu ceva nostru. Nu puteam merge ca și acum, cum aud că mai e de aici o parte, de acolo o parte, schimbă armonia puțin și s-au creat un cântec. Nici colez, nici vorbă. Și așa, primul meu concurs a fost la Rucăr, în județul Argeș. Și mi-amintesc cu drag și câți acum... Câți anișori aveați? Cum? Câți anișori aveați? Păi 90 câte aveam, 17 ani. 17 ani. Nu știu câți bătrâni mai pot să câți am, dar cam 17 ani aveam. Îți dai seama, prima mea ieșire din Cluj cu trenul, n-am dormit toată noaptea, nu cumva să adorm și să nu mă trezesc în locul care trebuie. Ieși la rugat pe controlorul de bilete să îmi spună unde e Piteștiu. E grija că nu o să adorm și nu să ajung la timp acolo, n-am dormit toată noaptea. Am venit de acolo cu premiul special al jurului și pentru mine a fost ca un garant acel premiu, pentru că eram pe calea cea bună și asta m-a și ambiționat să construiesc un repertoriu și să particip la alte concursuri. Revenind la întrebarea pusă, singurul om de cultură care m-a ajutat și care mi-a facilitat aderarea, să zic așa, lângă alți mari cântăreți pe care eu îi admiram și mă uitam la ei ca la Dumnezei, la un spectacol mare organizat de dumneai, a fost doamna Sava Negrean. Pe vremea aceea, domnia sa realiza la TVR Cluj emisiunea La Poalele Codrului și
Era la Casa de Cultură, era într-un juriu la festivalul studențesc și după o seară de concurs am așteptat-o în holul Casei de Cultură și am rugat-o să mă asculte cum cânt. Eram așa de ambițios și de dornic de a primi garantul unui om pe care, repet, mă uitam la el și l-admiram, mă uitam ca la Dumnezeu. Și aveam nevoie cumva de garantul acelui om că, da, într-adevăr, ceea ce fac bine sau de aceea aș mai avea nevoie ca să mă perfecționez. Și asta și v-a ascultat. M-a ascultat. Eu am cântat acolo Mântărisa că eu trecea lumea. Eu aveam o problemă. Aia las fiecare cu treaba normal. Lor. Scopul meu era să mă asculte eu Doamna Sabă. N-am mai văzut pe el, m-a interesat. Și Doamna v-a susținut. M-a pus să zic o hore. Horea la noi se zice la doină. Da. Îmi place teribil să doină. Și pentru mine e cântăresul care îndoiește nu există. Pentru că acolo se însumează așa toate este, calitățile unui cântăreț. Domnișoarele doinesc? Încă nu, sunt prea cruduțe, dar nu le absolvim de chestia asta, le vine rândul și lor. Dragilor, a venit momentul să ne și cântați și încântați sufletele. Sunt sigură că telespectatorii noștri așteaptă să vă audă cântând. Și-n Marișel, la, 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 mere singur dorul meu, la, 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 călcalcă nevoile, ai, la, 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 să-și săruche mândrile, ai, la, 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 la. Porțile, ai, la, 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 nu se cheme de ocară, ai, la, 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 le strigă să iasă afară, ai, la, 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 ei, ha, 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 ha. Dorule când e turbat, la, 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 numere singur până sat, ai, la, că te-a prinde oare cine, ai, lai, 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 și-a pune lăcat pe tine, ai, lai, la, 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 la. Ei, ha, 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 ha. Și te-a ține sub lăcată, la, 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 nu-i mai scăpa niciodată, la, 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 și-or rămâne mândrile, ai, lai, 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 susținând săracile, ai, lai, la, 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 că și-ar mai da gura dulce, ai, lai, 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 și nu-i cine să le țuce, ai, lai, la, 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 la. La, 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 mândruța că-i duc dor, la, 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 când fusă gura mai dulce, la, 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 pe măsa dracu aduce, la, 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 la. Puse cu furca, la, 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 să mă duc să-i las fata, a, la, 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 să n-o fac de râs în sat, ai, la, 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 că fata lui e dat, la, 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 la. Dacă ar ști măsa săraca,
la 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 la, câte gură mi-o dat fata, a la 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 la, mar urâ, mar blesem, a la e la 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 e la la la, că i-am celuit fata, la 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 la. Ce nevoie, babă, la 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 la, că prea mult cu mine ai treabă, la 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 la, da și de știu că-i crepa, ai la 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 la, tăt ți-o-i mai țuca fata, la 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 la, da și de știu că-i crepa, la 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 la, tăt ți-o-i mai țuca fata, la 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 la. Drăguț mai tinerei și eu n-am și reghe ei. Ai, hop, ha, 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 hai, da, ha, hai, ha, mă, ha, ha, hai, ha, hai, da, ha, ha, ha. Păi Ilie de Păgeal și pe Ștefan de Hotar, păi Ilie de Păgeal și pe Ștefan de Hotar, pe Petrica Bombuli din capătul satului, ăștia tris șogorii miei, eu am o afugie ei. Hai, hop, ha, 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 hai, da, ha, hai, ha, mă, ha, ha, hai, ha, hai, da, ha, ha, ha. Papi, dacă-i tomnașe, cum vă robește lume, papi, dacă-i tomnașe, cum vă robește lume, trajo-i clopul pe urechi și mă-i duce să dă fechi, trajo-i clopul pe sprânceană și-o iubi pe cea mai faină. Ei, hopa, ha, ha, hai, da, ha, hai, ha, mă, ha, ha, hai, ha, hai, da, ha, ha, ha. Eu nu-s craiu crailor, dar nici prosu proșilor, eu nu-s craiu crailor, dar nici prosu proșilor, se l-am șogor pe Petrică, eu să nu aflu nimic, pe Ilie și Ștefan, eu să știu de râs în sat. Se l-am șogor pe Petrică, eu să nu aflu nimic, pe Ilie și Ștefan, eu să știu de râs în sat. Mândrea, dragă,
în platou, dragi telespectatori, alături de invitații mei din această seară, domnul Nicolae Turcu și grupul Flor din Apuseni. Un grup pe care domnul profesor Nicolae Turcu îl coordonează. Nicolae, în această seară o să stau de vorbă, așa cum am spus și la începutul emisiunii, mai mult cu tine. Pentru că atât eu cât și telespectatorii vrem să aflăm cât mai multe lucruri despre tine, despre cariera ta. Oricum spun numai ce vreau. Știu că ai ce să ne spui pentru că ai o carieră frumoasă. Ce înseamnă pentru tine folclorul? Știu că ne-ai spus că ai îndrăgit de mic cântecul popular. Cântecul popular autentic. Atunci nu știam de făcături. Cântam și auzeam la bătrânii satelor. Când mereu la... Casa noastră era chiar lângă râul Tarnița. De la noi erau punte și se trecea la zona agricolă. Unde fiecare așa avea o tarlaua de... Și mi-amintesc, auzeam din ocol, din curte, da? Eu vorbesc un pic și în regionalisme ca să fiu exact de acolo, când trecea câte un bătrânier, ba, de asemenea, sau mai nu știu cine, alea Catrină, când mergea la lucru, așa spunea la lucru, cu furca în spate și cu merindele agățate acolo, cântau. Și foarte, nu știu, chestiile astea mi-au rămas în suflet. Iar în momentul strămutării satului, am adunat tot ce am acumulat, ce am prins la fiecare, câte o strofă, câte două, sau chiar tot cântecul, mi l-am înmagazinat în suflet și apoi le-am dat drumul să le asculte toată lumea. Ce vremuri frumoase au fost pe absolut. Omul era om și vremea era vreme. Așa este. Din păcate, acum, astea sunt vremurile și oamenii ca atare. Trebuie să ne adaptăm. N-avem încotro. Ai înregistrat numeroase albume. Repertoriul tău cuprinde peste 100 de cântece, nu-i așa? 168. 168. Cred. Da. Foarte multe. Dar vreau să știu de la tine care ți este cel mai drag și de ce. N-aș putea spune că am un cântec drag, pentru că sunt ca și degetele de la o mână, sau nu știu, ca și copilașii mei. Nu pot să spun că mi-e mai drag unul ca altul. Dar pe unele depinde de starea în care mă aflu în ziua respectivă și dacă sunt mai dinamic, așa am o stare mai dinamică, atunci cânt un cântec mai o țarină sau pe picior sau nu știu ce, un cântec mai alert. Dacă sunt, nu știu eu, am apasă o grijă sau o hibă, cum zicem noi, atunci cânt un cântec mai bătrânesc sau chiar o doină. Doina pentru mine este medicament. Orice m-ar durea când trag câte o doină. Vă trec toate. Toate durerile, toate absolut, grijile, absolut. Toate problemele. Nu cred că este medicament care să egaleze doina pentru mine. Și acum vorbesc din pură experiență, pentru că de atâți ani am verificat chestia asta și la mine funcționează fantastic. Care cântec ți-a adus cel mai mare succes? În 1992, în urma dobândirii Marelui Premiu de la Ocna Mureș, acolo era în juriu domnul Mitică Buzoianu, Dumitru Buzoianu, care realiza emisiuni la Radio Cluj. Iar câștigătorul Marelui Premiu avea și întâietate la imprimări la Radio Cluj. Și după acele imprimări din 1992, domnia sa făcea un top Transilvania, așa se numea, care se difuza duminica dimineața de la 8 la 10. Și cântecul meu de atunci, care era pare cum plăcut de cei care îl ascultau, era Măsura Eloi Pana, o țarină frumoasă, un cântec așa oarecum șegalnic, satiric, în care iată Ana era pusă într-o lumină proastă, dar ăsta era, e un cântec chiar de acolo, de la noi și l-am cântat. Eu nu aveam nimic eu cu Ana din personaj, da? Așa l-am preluat și așa l-am dat mai departe. Dar acela, să revin la întrebare, acela a fost cântecul care m-a propulsat în emisiunile celelalte. Ce simți când ești în mijlocul oamenilor? Ce sentimente te încearcă? Scala judecată. Ca și sala de judecată. Și asta le spuneam și fetelor și le spun tot timpul. Mă, fetelor, când cântați, nu contează că în sală sunt 2, 10 sau 200 sau 2000 sau mai nu știu cât de oameni. Da. Voi cântați cu aceeași dăruire pentru fiecare om. Dacă omul ăla și-o rup din timpul lui, bă, mai plăti și bilet, păi fără să
să simtă ceea ce și tu cânti, transmite. Poate dacă, și dacă ai reușit să-i smulgi un zâmbet sau chiar o lacrimă, depinde de cântecul pe care îl interpretezi, declară-te mulțumit. Deci ce simt? Simt o responsabilitate enormă. Și întotdeauna când apar în fața publicului, indiferent că la oraș sau la sat, asta chiar nu contează, mă duc aceeași dăruire, cum spuneam, și apar impecabil, printr-o ținută impecabilă și printr-un repertoriu ales. La mine nu merge din astea cu cei trezei care sunt acum foarte ovaționați, banii, mașinile și aurul sau mai nu știu ce. Nu. Eu cânt cântecele pe care le-am învățat, le cânt din tot sufletul meu, îmi pun sufletul pe palmele lor. Și apoi facă ce ori vrea cu el. Cum îi îndrum pe tinerii care doresc să meargă pe drumul cântecului? Ce sfaturi le dai? De la urcarea în scenă, modul cum salută publicul și modul cum transmit. Dar asta, deci eu le spun care sunt pârghile, dar asta trebuie să simtă și ei. Dacă nu transmiți, n-ai ce căuta acolo. Le învăț pe fetele mele să facă diferența între un cântec chicios și un cântec tradițional. Sigur, vremurile sunt de așa natură că prea puțin se mai pune accentul pe calitate, pe tradițional. Toată lumea cântă trilili, tra-la-la, nu contează dacă strofa întâia are continuitate cu strofa a doua, dacă respectivul cântec are o poveste. Nu. Cântă acolo, s-o văzut, treaba lor. Să nu apară oricum în fața publicului. Și dacă vă uitați la ea, uitați-vă exact cum era fata de la țară. Da, pentru că noi reprezentăm omul simplu de la țară. Atât prin costum, cât și prin repertoriu. Uitați-vă, fetele nu merg cu părul buclat, cum le văd pe cântărețele de acum. Codițele puse și costițele. Costume și costumele cele mai frumoase. Pentru că prin asta era fiecare gospodină, fiecare măicuță își etalea oarecum priceperea, să le vadă celelalte ce știu ei lucra. Costumele este absolut... Super, este de patrimoniu. Da, așa este. Crezi că tineretul din ziua de azi mai promovează folclorul și muzica populară? Nu, ei cântă să se vadă la televizor și să facă bani. Din păcate. Este alegerea lor. Și văd foarte mult, și nu numai tineri, și ceilalți pe care tinerii văd cumva ca și modele. Sunt doamne și doamne ferește. Dar amintei să vorbim despre noi, nu despre asta. Da, așa este. De-a lungul carierei tale ai fost recompensat cu nenumărate premii și trofei obținute la festivalurile și concursurile la care ai participat. Câtă muncă este în spatele unor astfel de premii? Da, am câștigat peste 63 de distincții, printre care 12 trofee, care acum nu folosesc la nimic, în sensul că acum criteriul de selecție este banul. Te duci oriunde, nu contează dacă ai voce sau nu, din butoane te mai ajută, ai plătit, ai apărut și Dumnezeu cu milă. Nu, atunci, și acum se mai fac ceva concursuri, dați concursuri din astea unde toți concurenții i-au primit. Nu e un lucru rău, dar... Poate fi, dintr-un alt punct de vedere, poate fi și un lucru demolativ pentru acești tineri, pentru că dacă ei cântă, nu știu nici măcar să frazeze un cântec, o propoziție, da? Dar tu i-ai dat premiul pentru că e copil, îl faci să creadă că a cântat, a luat premiul, e ceva bun. Nu, atunci era o muncă asiduă, trebuia să mergem cu piesele noastre, nu mergea cu cântecele cântate deja de altcineva, pentru că în felul ăsta, și am spus ceva mai devreme, în felul ăsta eram determinați cumva să ne creionăm o personalitate artistică. Să nu copiem pe cineva, nici prin ținută, nici prin atitudinea scenică sau prin interpretare, nici așa, pe repertoriu nu mai poate fi vorba. Erau acele jurii formate din personalități marcante ale culturii românești, muzeografi, etnologi, muzicologi. Nu mergea, deja ai
cetarul sau sumarul dintr-o zonă, nădrajii din altă zonă, nu mereu. Atunci nu-i putea. Acum, da, acum e bine oricum. Bine cu ghilimele de rigoare. Da. Atunci nu. Spune, nu, vezi că ai cântat piesa asta, e de, mă rog, piesa, cânte cu, îi determinavă și tu ai costum de, nu știu, de orăștie. Nu să leagă. Și te educau oarecum acele concursuri. Era o responsabilitate enormă. Nu mergeam oricum, ne pregăteam înainte cu profesoara de cantu ca să avem o impostație curată, corectă, să avem, lucram foarte mult la dicție. Trebuia să fim impecabili, ca fel era vai de pielea noastră, de vinem înapoi. Fără, măcar să ne prezentăm corect, dacă nu și luam premii, că și atunci se făceau tot felul de lucruri necurate pentru obținerea de premii, ca așa acum, de altfel, treaba lor. Ce reprezintă pentru tine credința? Pentru că ne aflăm în postul mare a Paștelui, să povestim un pic despre credință. Credința. Sunteți credincios? Da, dar nu-mi place să arăt asta. Adică îmi place să trăiesc în credință, nu să mă laud. În momentul în care faci un act de milostenie, îl faci pentru sufletul tău, nu pentru oameni. Eu văd foarte multe, la foarte multe emisiuni că merg din ăștia diferiți cântăreți sau actori sau persoane publice, își fac poze cu o ajutat pe nu știu cine. Fraților, asta e fală, asta e teatru, nu. Trebuie să taci și să faci. Judecătorul suprem Iisus, ăla abia de și ce facem bine și ce facem. La el nimica nu trece neobservat, ci ne cântărit și ne răsplătit la momentul adevărului. Așa este. Dar sunt, cred, Dumnezeu e tot timpul un suflet și de atâtea ori m-a ajutat să stau. Dar credința se demonstrează. Deja pa zic, vai, ești credincios, mă duc la biserică și ies afară și zic, noi ăla, fără să știu ce cruce are. Omul ăla sau ce la pasă, ce grijă are pe umăr de dus. Noi trăim în vremuri în care judecăm foarte ușor și iertăm prea greu. Iar mulțumesc sau iartă-mă sunt legende. Nu se mai folosesc cuvintele astea, din păcate, atât de des. Iartă-mă. Eu îi mulțumesc Bunului Dumnezeu că fac parte din generația în care am învățat să dau bineațe, să salut și de trebuie și de nu, și de îmi răspunde și de nu. Asta fac și acum. Restul treaba lor. Așa este. Ce ziceți? Ne mai cântați? Cu mare bucurie, doar de aia veni, da, nu? Da, sigur. Când am fost la rare, 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 la, am uitat că-i zi de post, la rare, 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 la, m-am întâlnit cu mândra, la rare, 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 la, și ne-am dat la sărutat, la rare, 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 la. Nu știu dacă-i greu păcatul, are, 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 la, d-o fost dulce sărutatul, are, 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 și mă duce la popa, are, 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 la, că poate mai ies legal, are, 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 are. Părinte, sutană neagră, lare, rare, 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 la, știi că mândruța mi-e dragă, lare, rare, 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 la, să nu-mi dai canone grele, lare, rare, 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 la, că i-am cumpărat inele, lare, rare, 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 la. Am uitat că-i zi de post, la, re, ra, re, ra, re, ra, re, ra, la, ochii din minți m-o scos, la, re, ra, re, ra, re, ra, re, ra, re, ra, dezleagă-mă de păcat, la, re, ra, re, ra, re, ra, re, ra, la,
pentru un pic de sărutat. La de da de da de da de da de da. Că sunt prost, la de da de da de da de da de la, că și el ca mine a fost, la de da de da de da de da de da, că și el o sărutat, la de da de da de da de da de la, tăche mândrile din sat, la de da de da de da de da de da, cât i-o fost la spovedit, la de da de da de da de da de la, el pe tăche l-o iubit. La de da de da de da de da de da. Pământ, la de da de da de da de da de da la, că jocul nu le urât, măi, la de da de da de da la. Unde tropoche mocanul, la 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 la, nu crește iar bătăt anul, la 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 la. Tropoce mocanul, la 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 la, nu crești iar bătăt anul, la 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 la. Unde și vârche mândra, la de da de da de da de da de da de da, bătucește pajiștea, măi, ra de da de da de da la. La 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 la, da și eu spui de mocan, la 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 la, și mie jocul mi drag, la 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 la, bat și zmile păturiac, la de da de da de da de da de da la, la mândra pe plac să-i fac, mă, era de da de da de da la. Fac loc, la 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 la, când intru cu mândra-n joc, la 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 la, că-ți ficiorinie fac loc, la 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 la, să uită la mândra bine, la de da de da de da de da de da la, dacă au ciudă pe mine, la de da de da de da la, eu numai ciudăle fac, la de da de da de da de da de da la, să știe că e drag, mă! Dimineață.
ușor dus. Gândești că nu i-am anilor străinilor, vazus ca pasăre-n zbor. Anilor străinilor, vazus ca pasăre-n zbor. Și v-ați dus așa de iute ca apa jos pământie. Sâmbrie bună v-aș da, numai de v-ați înturnam. Sâmbrie bună v-aș da, de v-ați înturnam. Aș da ani din bătrâniață pentru zâge binile lumim, ficiore tânăr, de-aș mai fi.
rai 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 rai, ca să moră hâghele, rai 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 rai, și îmi scutur palile, măi, ca să moră hâghele, măi, și să uită hâghele, rai 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 rai, cum îmi scutur palile, rai 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 rai, și să uită hâghele, rai 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 rai, cum îmi scutur palile, rai 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 rai. Colțișor măi tai rai 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 rai, ce bagă bolan ficior măi tai rai 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 rai, polile cu colțișor măi, ce bagă bolan ficior măi, învârtiți-vă voi pole tai rai 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 rai, nu stați pe lângă picioare tai rai 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 rai, învârtiți-vă voi pole tai rai 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 rai, nu stați pe lângă picioare tai rai 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 rai. Măi tai rai 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 rai, și pe voi să vă scutur măi tai rai 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 rai, că de joc nu mă satur măi, și pe voi să vă scutur măi, că-s fată din jiță bună tai rai 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 rai, și de joc nu îți străină tai rai 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 rai, că-s fată din jiță bună tai rai 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 rai, și de joc nu îți străină tai rai 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 rai. Măi tai rai 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 rai, cântă și joacă frumos măi tai rai 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 rai. Veselos e neamul meu măi, tare mă mândresc cu el măi. La 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 la
revenit, dragi telespectatori, iar pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu, invitații mei din această seară sunt Nicolae Turcu și frumoasele fete din grupul Flori din Apuseni. Vreau să mai povestesc puțin cu domnul Nicolae, pentru că el este domnul profesor și cu dânsul am mai multe de povestit, ele sunt doar la început de drum. O să povestim peste câțiva ani, vă aștept și pe voi să o să aveți ce să ne povestiți, cât mai multe lucruri despre cariera voastră. Cu mare drag o să venim. Ai spus la un moment dat, Nicolae, că nu faci rabat de la autenticitatea costumului și a repertoriului. Cum reușești să faci acest lucru, mai ales în zilele de azi? Foarte bine. Eu sunt stăpânul meu, nu banul. Eu fac bani, nu banii mă fac pe mine. Și atunci când sunt chemat la evenimente private, sigur îmi adaptez repertoriul, pentru că nu mă pot duce numai cu arhaisme acolo și cu regionalisme. Trebuie să scot lumea la dans, da? Dar niciodată nu cânt prostioare. Când cântece din anumite zone, am colaje muzicale pentru a scoate lumea la joc, dar nu... Niciodată nu mi-a plăcut să mi se impună ce să cânt. Eu din capul locului și mă duc pe programe, nu mă duc toată nunta. Sau, mă rog, ce-o fi botez sau majorată, ce-o fi. Și spun, întotdeauna cânt în costum popular. Nu mă duc îmbrăcat altfel. Deci fără costum? Nu. Indiferent care e suma oferită, nu mă interesează. Eu nu m-am costum popular. Așa am crescut și așa... Și sunteți mândru când îl îmbrăcați, bănuiesc. Ai văzut să nu fie mocan mândru, că e mocan? Trebuie să se vadă. Știu că ești foarte exigent când vine vorba despre costumul popular. Știu că pui preț pe autenticitatea lui. Ce reprezintă și ce înseamnă pentru tine costumul popular? Costumul popular pentru mine și pentru toți cei care suntem în breaslă ar trebui să... pentru mine înseamnă, dar și pentru ceilalți ar trebui să însemne cartea de identitate a fiecăruia. Și fac o mică paranteză. Când eram la țară, noi locuiam lângă casa bunicii și deseori bunica venea la noi cu cosele, așa zicea lui, cu lucruri de mână. Și dacă se întâmpla ca în momentele alea să treacă o femeie care nu era de la noi din sat, după năframă știau exact de unde e. Și atunci costumul popular trebuie, prin costumul popular, fiecare interpreție identifică cu locul pe care îl reprezintă prin cântec și prin costum așadar. Pentru mine este sfânt. Nu mă pot dezice de tot ceea ce ne-au lăsat înaintașii noștri. Noi, eu pe ei reprezint oamenii de acolo. N-aș putea să apar. Eu pe voi, pe cei care nu știți foarte bine locul, pot să vă păcălesc, dar pe oamenii de acolo, nu, care încă mai trebuie să zice, păi la noi nu se purta din ala sau deja va zice, dar la noi eu n-am văzut de ele. Nu există. Trebuie să te identifici cu locul. Andra, pentru tine ce reprezintă costumul pe care îl îmbraci? Costumul pe care îl îmbrac pentru mine reprezintă mândria neamului și reprezintă zona de unde cânt și de unde am repertoriul făcut. Catinca, spune-mi ce ai tu pe cap. Pe cap am o rână care provine din munții Apuseni, vârful munților Apuseni. Frumoasă. Și batic nu se poartă la voi, cârpă? Ba da, baticul se poartă, doar că atunci se poartă când mergi la colindat și când mergi la... nu se poartă tot timpul și când mergi... Să cânti pricezne. Și cine poartă moruna? Fetele tinere sau și da, cele căsătorite? Da, fetele tinere, cele măritate trebuie să poarte neapărat batic. Batic. Da. Moruna mai înseamnă și libertate fetelor mici, fetelor că arată că încă n-au griji pe cap. Ah, da? N-au griji pe cap, nu m-au oglins. Nu m-au oglins, da. Ariana, spune-ne și tu ce reprezintă pentru tine costumul popular. Pentru mine reprezintă identitatea zonei din care fac parte și a neamului și totodată mândria pe care o port familiei și zonei din care provin. Paula, tu de unde ai costumul acesta frumos? Eu am costumul din zona Someșului Mic. Și ce reprezintă pentru tine? Pentru mine costumul popular reprezintă tot așa bucuria și mândria familiei și identitatea, așa cum a spus și domnul nostru profesor.
Aveți mai multe costume, bănuiesc, nu? Da, cu siguranță. De la bunici, de la bătrânii din sat, de unde le-ați? Tot așa, de la bunici. Primit. De la bunici. De la bunici. Domnul Nicolae Turcu, pe lângă grupul Flori din Apuseni, tu ai coordonat și ai făcut parte și din grupul Izvoare. Ce poți să le spui despre acest grup? Da, a fost un proiect de suflet, a durat 5 ani, atât a fost convenția. Alături de băiețe am cutreierat țara în lung și în lat. A fost o perioadă absolut superbă și aș minți să spun că nu tânjez după vremurile alea, pentru că eram niște voci care ne pliam foarte, foarte bine. Eram niște băieți foarte buni, dar asta e viața, ne-a separat. Unul pe la București, unul s-a stabilit pe la Alba, eu la Cluj. Era foarte greu să ne adunăm. Nicolae, spune-mi, cum ai descrie grupul Flori din Apuseni? Ce are el mai special față de alte grupuri? Sigur, se poate spune că sunt subiectiv când vine vorba despre fetele mele. Orice părinte vorbește la superlativ despre copiii săi, pentru că pentru mine ele sunt ca și fetele mele. De fiecare dată când avem o emisiune importantă, de fapt, toate emisiunile sunt importante, sau o cântare pe undeva, indiferent că e eveniment privat, o filmare sau, știu eu, pe scenă, le cer să vină cu cele mai frumoase costume. Așadar, și ele astăzi au venit cu costume cu culori vii, pentru că ceea ce au cântat până acum și ce o să mai cânte sunt cântece pline de bioiciune, de voie bună. Și atunci trebuie să se pleze foarte bine costumele cu repertoriu. Catinca și Andra reprezintă zona de munte a județului Cluj, zone de interferență Alba, Cluj, Bihor, iar aici Ariana, zona de interferență Bistrița, Cluj și Mureș, și Roberta reprezintă zona de interferență Bistrița și Cluj, zona Sumeșului Mic. Costume frumoase au fetele. Țesute. Pe lângă costumele pe care le-au găsit în podurile caselor bătrânilor din familiile lor, au mai mers și în satele adiacente, zone pe care ele o reprezintă, și mai cerșeau, cu ghilimele de rigoare, costume, în sensul că foarte mulți nu vor să se desprindă de ele, deși nu le mai folosesc și nici nu le păstrează în condiții optime. Și foarte mulți au fost îngălbenite de vreme și sau am a trebui recondiționate. Da. Întotdeauna când au luat alte costume sau înainte să cumpere alte costume pentru fete, mă întrebau dacă mi le arătau și mă întrebau dacă sunt potrivite pentru ele și pentru zona pe care o reprezintă, și în funcție de asta le dădeam girul să cumpere sau nu respectivele costume. De aia ele au câteva costume deja foarte, foarte vechi și frumoase. Bine că au mai găsit. Încă, asta le spuneam părinților, că îmi spunea, păi bine, dar e prea mare pentru Paola sau pentru Andra sau Catinca sau Ariana. Lăsați-le că ori crește, nu ori rămâne așa. Și peste câțiva ani nu o să mai găsim. Nu o să mai găsim. Știu că și pentru mine am încercat să mai găsesc și nu mai găsim, că nu avem de unde. Fetelor, vreau să aflu de la voi cum este să lucrați cu domnul profesor Nicolae Turcu. Care îmi spune? Catinca, am spus tu? Este exigent? Nu. Nu? Bine, puțin. Ne pune să facem multe vocalize, dar mai și glumește cu noi. Nu pot să-mi spun că e exigent dacă nu e foarte... Și voi îl ascultați? Da. Faceți tot ce vă spune, așa-i? Ca să iasă treaba bună, nu? N-au de ales. Ție, cum ți se pare să lucrezi cu domnul profesor? Pentru mine, după cum am mai spus și la început, este o onoare să lucrez cu domnul profesor Nicolae Turcu. De la dânsul, ce am învățat de la el într-un an, am învățat de la alte profesoare sau alți profesori în mai mulți ani, și este un lucru foarte, foarte bun și place foarte mult să lucrez cu dânsul. Îți place și uite, se vede, ai evoluat, ai făcut performanță, așa că
Mergi mai departe tot cu domnul profesor, nu? Da, o să merg mai departe până când domnul Nicu o să zică gata, stop de aici, puteți merge singure. Vă descurcați. Sunteți foarte mari și aveți... Nu mai depindeți de dânsul. Fetelor, Ariana... Bineînțeles că și de-a lungul timpului se vede evoluția pe care am dobândit-o alături de domnul profesor Nicolae Turcu și tot timpul îi voi fi recunoscătoare pentru ceea ce ne dăruiește și exigența e mult spus, pentru că tot ceea ce ne spune și încearcă să ne învețe este pentru binele nostru și pentru a crește în muzică și în tradiționalitate. Roberta? Pentru mine este tot așa o bucurie și o mândrie să lucrez cu domn profesor Nicolae Turcu. Mă bucur că mereu a fost alături de noi și ne-a îndrumat și încă face acest lucru și sperăm să ducem acest drum al muzicii cât ne ajută Domnul. Cred că rezultatele se văd tocmai din această exigență, pentru că doar așa se poate face performanță. Și în muzică... Exact ca și în orice alt domeniu, fără exigență, fără fără seriozitate, nu ai cum să dobândești rezultatele scontate. N-ai cum, nu există. Și în sport, copiii așa de mici fac sport pentru ca mai târziu să ajung la performanță. Da. Și ele au vocalize pentru dezvoltare vocală, pentru acuratețe vocală. Întotdeauna înainte de cântare le pun să-și încălzească vocea pentru ca vocea să sune ca un țângalău, ca un clopoțel. Nu merge oricum 3 litri la. Nu. Sunt prea mulți care fac lucrul ăsta și nu vrem să îi încurcăm și noi. Noi suntem mai așezați, mai... Faceți lucruri de calitate cu ele. Ne place să credem că s-au încercat. Ăsta a fost și mesajul pe care noi am vrut să-l transmitem. Nicolae, ai participat la numeroase spectacole. Care este cea mai mare satisfacție pe care o ai după ce ai coborât de pe scenă? Sigur, cea mai mare răsplată pentru un cântăreț aflat pe scenă sunt aplauzele. Iar în momentul în care mi-am terminat momentul meu artistic și cobor de pe scenă, dacă am fost aplaudat, este ca un garant că ceea ce am prezentat eu a fost pe gustul celor care m-au ascultat. Care este cea mai memorabilă experiență pe care ai avut-o pe scenă? O întâmplare hazlie sau mai puțin hazlie? O, Doamne, de 30 de ani am fost de toate felurile. Ai avut destule, mă gândesc. Da, nici nu știu dacă a fost hazlie sau... tragicomică cumva, la St. George, băi, tot așa, la o emisiune în direct, eram cam pe la a doua strofă a unei doine și o muscă nu a avut altă treabă decât să mi-a jucat până în gât. A venit direct în... Direct. În gât. Pentru că eu și când, dragii mei, eu și când filmez, eu cânt cu tot sufletul, nu fac ca peștele în apă, că nu așa m-a învățat pe mine mama. Eu cânt. Și atunci când am tras aeromin și respectiva muscă, băiatul era nedumerit, că probabil grimasa de pe chipul meu îi dădea seama, dar el nu a mutat cadrul să pot și tu și ca tătul liniștit. Bine că nu v-ați necat. Eu știu cum am dus strofa la... la final, ca pe parcursul ritornelei să pot să... Înghițiți musca. Da, oricum acum mi se recomandă să mâncăm grele, așa că eu am experiență. Da. Deci, a fost. Am mai picat de pe scenă. Era, a fost la un concurs la Corabia și erau două seri de concurs. În prima seară era muzică ușoară, a doua seară era populară. Ca și o continuitate a scenei, era un podium pe care am înțeles că era ceva și, sau cei de la ușoară trebuia să-și etaleze ceva ținut, ceva de genul. Și s-o afla Nicolae, am eu din Cluj, adică eu, să fac un pas pe ăla. Dar n-am știut că între timp era, nemai trebuindu-le celor de la ușoară, era desprins din șuruburi, dar lăsat acolo să zice și m-am dus cât am fost de lung și de drăguț. Și nu vi s-a întâmplat nimic, nu? Nu mi s-a întâmplat nimic, dar n-am mai știut versurile. Dar o strofă m-a apucat să zic. Deci a fost. Suntem oameni și suntem supuși greșelilor și impedimentelor și intemperiilor, de toate felurile.
care este cea mai mare provocare cu care te-ai confruntat în cariera ta și cum ai depășit-o? Provocarea acum depinde la ce anume te referi. Au fost tot felul de provocări. Nu-mi plac compromisurile și indiferent care e miza financiară, am mai spus-o asta, cred că și aici și în alte părți. Nu, pe mine nu mă puteți cumpăra cu bani, dragii mei. Cu vorbă bună, da. Eram la Iași până, nu mai știu, 2002, cred. Da, prin 2002 eram la Iași, la Teatrul Național, cu ansamblul meu de suflet Dor Transilvan și chiar înainte să cânt, nu știu, am avut un trac, mi s-a oprit voce. N-am mai avut voce, dar nu voce să, numai să nu pot cânta, n-am mai putut vorbi. Așa, era o piesă orchestrală și urma să intru eu pe scenă. Nu știu cum i-am făcut semn la dirijor, ce-o înțeles, că o venit repede după ce bai, nu mai pot cânta. Și asta pentru că organizatorii au vrut să facă tot felul de giumbușlucuri din astea și așa m-am supărat că am zis, băi, eu nu cânt, dar n-am cântat deloc. Serios? Am avut un blocaj, da, da. Deci a fost, dar compromisuri nu fac. Fug de acolo, nu, unde, nu mă bag unde, nu, unde nu-i de mine. În ce a fost Dumnezeu generos cu tine și în ce a fost mai puțin generos? În fiecare zi generos cu mine și cu noi toți, că faptul că ne mai acord o zi și ne mai rabdă e mare lucru. Pentru că la cum e lumea de rea, acum am venit că se mai face zuă, vorba lui Florin Piesic. Mai puțin generos, nu știu, cred că ne dă tot felul de încercări. N-aș spune că nu fost generos. Ne dă tot felul de examene din astea pe care trebuie să le trecem. Da. Ne testează așa oarecum. Da. Nu ne dă mai mult decât putem duce. Oricum, omul este un oportunist în adevăratul sens al cuvântului, în sensul că, iată că mă repet, în sensul că atunci când ai de toate, nu zici, Doamne, îți mulțumesc, dar când îți trebuie ceva, ai un examen sau, nu știu, se apropie un credit la bancă sau, nu știu, orice altceva, Doamne ajută-mă. Da, atunci. Dar când ai ne de amintim toate, de Dumnezeu. Când ai de toate, ești odinit, ai nicio grijă. Nu te mai gândești. E mare lucru, dragii mei, să zici, mulțumim, Doamne, pentru tot. Și pentru faptul că ne-am trezit. Da. E un mare dar. Da. Iar pentru dar, trebuie să mulțumim. Așa e firesc. În viața ta ai avut și momente mai dificile. În urmă cu mai mulți ani, ți-ai pierdut unicul fiu. Cum ai trecut peste acea grea și durere încercare? Da, n-am trecut. N-am trecut. Anii care s-au scurs de atunci m-au călit, m-au convins că orice aș face nu-l mai pot întoarce și atunci m-am resemnat și îmi duc crucea mai departe. Dar asta nu înseamnă că am trecut. Durerea e în suflet, numai un părinte poate să simtă ce... Un părinte care a trecut prin situația poate să mă înțeleagă. Acum, dacă nu urlu toată ziua pe drum, nu înseamnă că nu mi-e greu, nu înseamnă că nu am momente când nu mi-e greu. Și ca și om, când ai un copil, ești împlinit. În rest, poți să ai toți banii din lume, toate mașinile, toate casele, nu ales nimicuri. Aici ești gol. Lucruri trecătoare. Da. Da. Povestește-mi despre dragostea ta pentru animale. Știu că ai foarte multe animale. Cine te ajută să ai grijă de ele? Pentru că este Dumnezeu o muncă. Dumnezeu și nevastă. Soția Mihaela da, este alături. Am să-ți răspund printr-o maximă pe care a făcut-o celebră Hitler. Cu cât cunosc mai bine oamenii, cu atât mai mult iubesc animalele. Parșivitatea oamenilor din ziua de astăzi, care sunt ca porumbei când sunt jos și mici îți mâncă din palmă, când învață să zboare, știi? Îți murdăresc hainele. Asta m-a făcut să mă atașez foarte mult de animale. Eu din totdeauna am avut animale. Pentru mine a avea animale este un mod de viață, nu un moft sau, nu știu, un trend acum că gata, să am și eu. Nu. Eu am crescut la țară cu animale. Da, cu animalele și...
acum trăind la oraș, mi le-am adaptat, nu pot să ne găini și porci, mai ce avem pe acolo, oi, dar țin din astea cadouri, știi, da? Da, 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 am papagal și căței și ce să mai poate ține pe acasă. Deci, repet, pentru mine animalele și păsările sunt un mod de viață. Nu concep viața fără ele. Când o mai năcăjeam pe soția la început, nu mă pune să aleg între tine și animale. Soția dumneavoastră, Mihaela, vă este alături, vă susține. De 24 de ani. De 24 alături, da. N-are ceva să obișnui, cred. Este și managerul. Da. Impresarul. Care încearcă să... Ea mi-organizează tot. Ea îmi calcă hainele și, Doamne, pe să mă vadă șifonat la vreo emisiune, că e scandalul cât casa. Și pe bună dreptate. Când apare, trebuie să fiu țiplă, cum zicea. Dar este... Nu este doar soția, este prietenul meu, este sora mea, este confidentul meu, noi ne spunem tot și este omul pe care, eu cred că fiecare om, Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Și mai pune unul mai troglodic, unul mai bun și dacă am pune doi buni sau doi troglodici, aia nu-i mai casă. Da. Cum ai echilibrat cariera artistică cu viața personală? Păi după... A fost o perioadă, când eram tânăr și fără griji, atunci nu realizam. Mă duceam trei nopți, trei zile, cântam, n-aveam niciun gând, niciun, nu oboseam. A venit copilul și cu el și bucuria de a fi părinte, dar și supărările, pentru că el a fost bolnaveu și 7 ani a fost mat prin spitale. Perioada aia de 7 ani și încă vreo 5 după, eu n-am mai cântat. Nu m-am mai interesat, nici n-am mai vrut să mai aud de muzică. Eram așa de supărat pe Dumnezeu și credeam eu în mintea mea hodinită de om limitat. Pentru că noi oamenii avem o gândire limitată. Chiar dacă noi credem că suntem altceva, nu suntem nimic. Cel puțin în fața lui Dumnezeu suntem un fier de praf. Și credeam că Dumnezeu mi-a dat talentul ăsta ca să-i bucur pe ceilalți. Cum să-i bucur când sufletul meu era țândăr, era șubur, era sfârmat. Tot universul meu era ruinat. Și atunci n-am mai vrut să cânt. Mi-ai dat talentul să cânt, uite că nu mai vreau. Pentru că mi-ai luat unii cu... Și cum ați reînceput? Tot la îndemnul soției mele. A fost vreo 2-3 ani imediat după moartea copilului. Nu am mai vrut să nici când auzeam de emisiuni de muzică populară, schimbam postul, puneam pe disenii animate pe orice, numai să nu mai văd și să n-ascult. Și au început anumiți colegi să-mi ciupească din cântece și ea tot spunea, uite, asta ți-o luat cântecul, aia la tăți-o luat cântecul, nu știu cine e scântă. Te motiva oarecum? Zice, hai, mai multe. Ea știa că toată viața mea este scena. Nu știu, orice greutate ai avea, orice probleme, când ești pe scenă, ești, nu știu, capiți o energie de la oameni. Da, deci, ești un sentiment înălțător, ești ca un altar. Cred că ai simțit și tu și cei care merg la biserică, te duci și te rogi, parcă și sufletul, nu știu, te înalță. Nu? Asta simt când pe scenă și tot așa astăzi și mâine și nu știu ce și timid așa am reînceput să cânt după 12 ani de pauză și atunci am format, imediat în 2014 când am revenit, am format grupul de băieți Izvoare. Am vrut să revin cu altceva, să fie altceva, da, ca așa soliști care cântă singuri pe scenă o grămadă, da? Un grup îmbrăcați la fel și să cânte la fel, vocile lor să sune toate simultan și în același ton, era mai greu. Deci ea mi-a fost cea care mi-a dat acel impuls de care avem nevoie să revin. Și de atunci este mereu cu mine peste tot. Suntem necompletă, suntem un întreg. De nădejde. Da, nu mă întreba să fac acte la cântări, că nu știu, să trimit mail-ul, nu știu, că la noi la țară n-am învățat. Ea se ocupă viața cu toate, ea răspunde la telefon, cu tot. Se ocupă ca toate lucrurile să iasă bine. Acum cât de bine iese dumneavoastră de acasă, știți. Și dumneavoastră știți că lucrați cu dânsa și vedeți că își face treaba foarte bine. Eu aș putea să fiu subiectiv, nu fiind soția mea. Ce faceți în timpul liber? Cum vă relaxați? Unde vă scoate soția? Unde vă scoate soția? Mergeți în vacanțe? Să știi că tot pe mine pică asta. Tot eu trebuie să... Și pentru mâine avem o programare de ieșire în natură. Dar mie îmi place teribil lucrul ăsta și
Relaxează, îmi place foarte mult să citesc. Nu s-ar zice pe limbajul meu că asta este. Dar și n-am o carte anume, tot ce îmi pică în mână. Nu-mi plac tabloidele, nu-mi place să mă uit la televizor, la emisiuni din astea de unde nu învățăm nimica, unde tăte botoxatele și italează tot felul, avere și nu, astea pentru mine. Mă uit în schimb la documentare despre păsări, despre animale, despre țara noastră am văzut. Tot timpul învățați ceva. Absolut. Încercați. Absolut. Absolut. Dar cu animalele și cu păsările, mai ales când e supărat sau e obosit, pe nu știu unde a fost la o cântare, pe nu știu unde și-a venit, obosit. Că lumea zice că mi-a ieșit trililitra la, nu e așa. Emoțiile dinainte, emoțiile să-ți iasă bine în momentul plus drumul până acolo și înapoi, nu e ușor. Și da. Tu sunt ziara, știi foarte bine. Așa este. Și atunci vin rupt de oboseală, dar când văd căței sau papagali sau ce mai am pe acasă... Câte uite, animale aveți? Fără număr. Fără număr? Am câteva, nu foarte multe, dar ele sunt, au nume. Au nume. Fiecare da? Pasăre au nume. Ele nu știu, dar eu știu. Da, adică pe care sunt membri de familie, sunt copilașii mei, nu pot simplu papagal sau nu știu ce. Eu fac trebru așa, cum, ca la carte, nu? Ce planuri ai pentru viitor? Numai Dumnezeu are planuri. Noi avem vise. Vise atunci. Da. Mi-ar plăcea tare mult și lucrez intens la asta, lucrez cu fetele la asta. Vrem ca anul acesta să edităm un compact disc, eu cu câteva cântecele și ele cu cântecele pe care le au până acum, atât de grup cât și cele individuale. Doamne ajută! Este un disc, este ca și o mărturie. Peste ani, bă, uite, am făcut o mică da, bucurie rămâne. Din sufletul nostru este aici, în acest disc. Ce-o mai fi, Dumnezeu știe. Și fetele, voi, ce planuri aveți pentru viitor? Păi acum, fiind cu liceul, așteptăm să-l terminăm, ne gândim unde vrem să dăm la facultate. Unde vrea să... Eu momentan m-am gândit la medicină militară. Bravo! Mulțumesc! Îți place medicina? Da, îmi place și chiar mă pasionează și cred că aș fi un medic destul de bun având în vedere că știu un pic și cum să lucrez cu oamenii și cred că m-aș descurca. Mult succes! Roberta? Mulțumesc! Având în vedere că am primit acest dar să pot cânta și să împărtășesc emoțiile mele prin muzică, eu m-am gândit să continui cu muzica. Doamne ajută! Mult succes! Mulțumesc frumos! Katinka, tu ești câți anișori ai tu? 9? 9. Tu ce ai vrea să te faci când o să fii mare? Păi, militar. Militar? Doamne, eu șocat de ce aud aici. Da. Dacă ele sunt obișnuite cu militaria, da. Și probabil de pentru că la militarie ai și cățelușii noștri. Eu ador cățelușii. Am un câine acasă, Sani, și acum fiind că a trebuit să vin aici, l-am lăsat la bunici. Și până să ajung la domnul Nico acasă, am plăcut după Sani. Da. Da. Ce emotivă ești tu? Are 11 ani. Adică 11 ani, 11 luni. 11 luni. Deci tu militar vrei să te faci și da. Cu cântecul mai departe? Continui? Da. Deci mergi și cu cântatul da. Mai departe. Da. Tu, Andra? După cum a spus și Paula, pentru că avem acest dar, vreau să continui cu muzica și să dau la conservator după ce termin cu liceul. Bravo! Mult succes, fetelor! Pe drumul acesta pe care ați pornit și să-l ascultați pe domnul profesor, pentru că de la el aveți și învățat foarte multe lucruri, care o să vă fie de folos în cariera voastră. Cu siguranță. Până dau de manele, după aia, uite ce le-a învățat Nicolae. Da, o particularitate aparte a fetelor este că fiecare dintre ele au și căței. Deci ne completăm și mai bine. Aveți și animăluțe, aveți aceleași hobby. Avem aceleași preocupări. Preocupări, da. Și când mergem în concedii, deseori le facem, sau mă rog, anumite ieșiri, le facem împreună cu părinții lor și ne aducem și... animalele. De companie. Altă voie bună nu există, dragii mei. Vă cred. Am ajuns la final de emisiune, așa că ați trecut foarte repede cele 2 ore de emisie. V-a plăcut? Da. Da. Mai veniți?
Cu siguranță. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați acceptat invitația mea din această seară. Vă mai aștept cu mare, mare drag. Acum, pe final de emisie, dacă doriți să salutați pe cineva sau să transmiteți un gând telespectatorilor Bihor TV, o puteți face. Aș vrea să încep eu, pentru că sunt mai bătrân. Da. Aș vrea să-ți mulțumesc pentru că mi-ai oferit sau și ne-ai oferit oportunitatea de a ne adresa bihoreanilor pe care îi port aici în suflet. Izul meu din cântece este o bună parte din Bihor. Dragii mei, să nu uitați să fiți buni cu voi înșivă, că atunci cu siguranță puteți să fiți buni și cu cei de lângă voi. Să aveți parte de sărbători fericite, pentru că în curând o să sărbătorim învierea Mântuitorului. Să vă rugați, pentru că rugăciunea este speranța fiecăruia dintre noi. Doamne ajută! Andra? Eu vreau să-mi salut familia și vreau să-i salut pe toți telespectatorii din Bihor și din toată țara. Catinca? Întâi vreau să îmi salut bunicii care s-au ocupat de Sani și mă primesc în seara asta să dorm la ei. Și bunica mea, acum sunt sigură că gătește. Ce gătește oare? Nu știu, a spus că îmi face bunătăți pe când vin. Nu știa ce gătește. Și vreau să salut pe toți telespectatorii. Ariana? Eu, în primul rând, vreau să vă doresc în continuare un post binecuvântat, plin de pace și de har, și sărbătoarea care urmează să vină să ne aducă bucuria în suflet, pentru că e sărbătoarea cea mai mare, după părerea mea. Și totodată vreau să-i salut pe cei dragi mie, care știu că mă urmăresc de fiecare dată cu sufletul la gură, pe bunici, pe părinți, pe prieteni și pe toți telespectatorii din toată țara. Roberta? Eu vreau să salut toți telespectatorii și să le mulțumesc că ne urmăresc și să le mulțumesc părinților și familiei mele că m-au îndrumat pe acest drum al muzicii. Vă mulțumim și vouă, dragi telespectatori, pentru că ne-ați primit în casele dumneavoastră și în această seară. Vă invit să rămâneți alături de noi și în edițiile viitoare, unde vă promitem să aducem în prim plan artiști de seamă, cântece frumoase și povești interesante. Vă doresc o seară frumoasă tuturor, cu bucurie și credință în suflete, și rămâneți alături de Bihor TV, pentru că toată lumea bună la Bihor TV se adună. Doamne ajută la toată lumea! La margine Clujului, măi, lai, la, 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 în Târgu Jilăului, măi, la, 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 la. Ochii mândri ca mura, la, 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 îmi fură somnul noaptea, la, 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 la. Patru mamă sucesc, păi, dai, la, 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 cu mândra gând mă trezesc, păi, da, 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 la. Când se prind în joc boii, la, 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 hop și dorul mânduții, la, 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 să așează păresc eu, măi, la, 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 șapi în sufletul meu, măi, la, 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 la. Arde ce focul de dor, la, 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 că tu n-ai judecător, la, 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 n-ai lege nici o minie, ai la 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 la, faci numai ce-ți place ție, la 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 la. Ardă-te focul dor greu, măi, la 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 la.
la 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 la. Cum seci tu sufletul meu, mai la 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 la. Din Beliș până-n Bihor, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Ei! Ho, 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 măi! Ho, 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 măi! Ghedorul mândruții mari, ra ni ra ni ra ni ra ni ra ni ra ni ra. Luna mai iute răsare, ra ni ra ni ra ni ra ni ra ni ra ni ra. Și-n lumină cărarea, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Câte casa limedra, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Ei, ho, 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 ho. Că mândra m-așteaptă-n port, la ri ra ni ra ira ni ra ni ra ni ra. Cu gura nesărutată, la ri ra ni ra ira ni ra ni ra ni ra. Ia-lui greu și drumul-i lung, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Dar nu-i bai că te-ți mă duc, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. O, măi! O, 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 măi! Mândruță floare de dor, ra ni ra ni ra ra ni ra ni ra ni ra. Dorul tău nu-i dor ușor, la ni ra ni ra ra ni ra ni ra ni ra. Pe mâine ca să vin, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Și pe nor și pe senin, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Și pe soare și pe lună, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. Să-mi dai leacul la irim, la 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 ira ni ra ni ra ni ra. De la râșca vin un dor, da 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 la. Dragostea de la mândra mai era, la 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 la. Învine din tărnița mai, da 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 la la. Poartă pân casă, la 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 la. E la ușă, la fireastră, la 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 la. Și nu-i dor ca orși care, la 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 la. Că-i dor ce mă arde tare, la 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 la. Și care la ia ra 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 la căi dor ce mă arde tare, la ra 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 la. Eu mă ascund, el mă găsește, la 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 la. Și inima mi-o topește, la 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 la. La 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 la
cresc cu mână, căjesc, la 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 la, că mândrii nu-i trebuiesc, la 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 la. Come on.